De ce ai ales să devii coach urmând cursurile Academiei de Coaching a Loredanei Latiș? Am ales-o pe Loredana, mi-amintesc, acum un an de zile, urmărind-o pe YouTube, urmărind anumite videouri în care Loredana aducea în discuție subiecte de care eu eram preocupat în viața mea personală. Am rezonat cu ea în modul în care erau rezolvate aceste probleme și am rezonat mai ales la sfaturile pe care ne le dădea în videourile respective, și anume soluții. Am rezonat la soluțiile Loredanei și am realizat undeva în toamnă că vreau mai mult decât atât. Am mers la un seminar în Londra, unde lucrez și acum, unde Loredana m-a câștigat în sensul că m-a făcut să realizez că meseria de coach e spectaculoasă. La momentul respectiv însă eu îmi doream foarte mult să mă duc pe NLP-ul, ce-i drept. Iar Loredana mi-a spus, n-am să uit niciodată cuvintele ei, a spus, îți recomand să mergi la coaching, pentru că prin coaching vei deveni mai responsabil. De fapt, ea s-a exprimat mult mai frumos, a spus, coachingul dă responsabilitate. Ce însemna coachingul pentru tine? Ce însemna coachingul pentru tine înainte de această întâlnire cu Loredana? Și ce înseamnă coachingul pentru tine acum că ești practitioner coach? Înainte să merg la seminar, să încep să fac cursul din noiembrie, pentru mine coachingul nu exista, spun sincer. Auzisem de coaching sportiv, știam de antrenori de fotbal, de tenis și așa mai departe, însă nu aveam informații și noțiuni despre ce înseamnă, cum se practică, habar n-aveam efectiv. Însă, step by step, am înțeles. E o noțiune, într-adevăr, care e mai greu percepută la nivel popular, să spun așa. Sper din tot sufletul ca societatea umană și societatea zilelor noastre să realizeze cât de important este coaching-ul în a dezvolta nivelul emoțional al oamenilor. N-am niciun dubiu în acest sens și anume n-am niciun dubiu în ideea că acest tip de antrenament cu tine însuți va deveni un mod de a fi pentru societatea viitorului. Dragomir, tu ai cunoscut-o pe Loredana și personal. Cum ți s-a părut? Care este diferența între Loredana în carne și oase și Loredana online? Sincer să fiu, nu percep nicio diferență. Loredana transmite iubire, transmite siguranță, transmite informație, transmite toată experiența ei de viață, de coach, de mentor, de trainer, de speaker. O transmite absolut aceeași intensitate, atât online cât și live. Poate live găsești mai multă căldură în a fi și a te privi în ochi acolo live. Poate. Însă, din punctul meu de vedere, am să vă spun și un avantaj în ceea ce privește cursurile online. Cursurile online, îți dau ție ca și participant, ca și cursant, posibilitatea de a te simți mai bine în mediul tău. Sunt anumite persoane care au probleme sau au anumite trăiri emoționale care îi împiedică să fie foarte atenți la ce se întâmplă în cursul respectiv. Mă refer la varianta live. Și atunci online există și varianta să simți avantajul ăsta. Fiind o persoană mai emotivă, poți fi un pic mai retras, să-i spun așa, fiind în mediul tău, te simți mai bine și atunci ai o percepție mai naturală, mai ok. Dar diferența între tine înainte de a urma aceste cursuri și acum că ai finalizat devenind practitioner coach, care simți că este? Diferența în ceea ce mă primește pe mine ca și persoană, cred că e definitorie planificarea vieții mele. Planificarea, merg un pas mai departe și spun găsirea soluțiilor pentru a îndeplini planul respectiv și mai ales practica.
Disciplina e o altă aptitudine care trebuie antrenată în momentul în care faci ceea ce dorești și vrei să faci excelent ceea ce dorești. O ultimă întrebare, a meritat investiția? Raportat la prețul cursului, din punctul meu de vedere, numai cei care ajung să facă acest curs realizează că pentru mine personal a fost cea mai bună investiție pe care am făcut-o în viața mea. Dacă aș putea să dea timp înapoi, aș face această investiție la terminarea liceului, fără doar și poate. Însă toate la timpul lor și cred cu tărie, încă o dată spun, experiența de aici, venind, făcând acest curs, îți dă adevărata valoare a cursului și realizezi că, de fapt, prețul lui bani este unul just. Prețul din punct de vedere al câștigului tău în viață este inestimabil. Te câștigi pe tine, îți câștigi viața, îți câștigi metode, acțiuni. Cum poți face să ajungi unde îți dorești?